Bună dimineața din nou. Noi suntem a doua zi duminică. Am lăsat cazarea de acolo din casa aia care ați văzut-o, unde am stat. A fost frumos, da. Am pus bagajele în mașină și astăzi nu mai stăm aici în Cupra. Mergem la San Benedetto. O să mergem la San Benedetto, că n-am fost niciodată pe plajă. Am vizitat orașul de atâtea ori, dar pe plajă nu. Așa că, hai să mergem. Haideți cu noi. Deja la 8:33, 28 de grade. O să stăm bine și azi, adică ne toropim, dar nu mai știm de noi. Și vreau să mai precizez un lucru tot pe acest video, să nu uit, aici în Cupra Maritima, oriunde parchezi, că parchezi la mare, lângă mare, oriunde pe toate străzile, sunt parcările gratis, nu plătești parcare deloc. Asta un mare avantaj pentru turiști, nu stai cu frică, stai că am parcat și nu găsesc să-mi iau bilet sau nu mi-am luat sau îmi dă amendă sau oriunde vă parcați aici, sunt gratis parcările. Am ajuns în San Benedetto. Asta pe dreapta aici, canalul ăsta este râu, Tronto, așa se numește, de aia se numește San Benedetto del Tronto. E râul ăsta care vine de sus, din spate, din munți, că dacă arăți în oglindă, se vede că în spate e sus. Sus munte, da. Putem să facem dreapta aici noi. Dar e secat acum, vezi? Nu e apă deloc pe el. Uite pe canal pe aici, pe să arăți. Da, nu este apă. Da. Așa. Foarte puțin. Și acum facem noi stângă aici. Așa. Și ne duce către mare, în capăt acolo. Aici când se inundă, când vine de se inundă Tronto ăsta, ajunge apa până sus aici, când vine ploi mari, inundații mari, când da. Am ajuns și pe faleza din San Benedetto, plină cu palmieri. Aici mai sunt locuri de parcare, vezi, cu plată, nu e ca în Cupra Maritima, aici e... Dacă cu albastru. Da. Hai să vedem unde ne găsim și noi un loc aici. Uite ce hoteluri sunt aici. Așa. Și găsim un loc să vedem unde. Unde să aici, stăm. Undeva la umbră să stăm. La, pe unde e pineta asta pe aici. Să, să ne băgăm să stăm și noi mai... Cu mașina mai la aici umbră. Pare că noi... Am fost să plătesc parcarea 1,30€ pe oră și am plătit 4,50€, avem până la 2,10€. După care vedem, noi mai prelungim dacă mai ne mutăm, mai facem ceva. Și trebuie să punem tichetul ăsta aici pe bord ca să-l vadă cei de la municipală dacă vin să ne controleze că avem. Da, că avem plătit. Ce frumos au făcut aici semnele astea cu pavajele astea, cu un piatră frumos, așa. Și plin de palmieri, aici v-am zis, găsiți palmierii de pe lume, aici găsiți. Iau de slujbă. La biserică, la... Da, în față aici. Iau ce mișto e palea. Și mișto să vede alea asta, iauzi. Ha? Gata, am luat 3 cezlunguri și ne duce la locul unde trebuie să stăm, că de obicei aici văd că sunt goale și ți le aduce atunci când le cumperi, când plătești la plaja asta. Uhu! E mai frumos aici. Nu? Da. E mai deschis, așa mai e. Altceva. Hai că suntem aproape. Suntem aproape de culoare aici, e bine. Alina cu Izabela așează telul mare pe șezlong, pe soapele astea. Și aici a făcut 25 de euro cu un euro mai mult decât la Cupra. Nu e diferență mare. Dar așa de cald. E... un dezastru o să fie. Bine că suntem aproape de alea asta aici. Aproape de mare. Una, două, al treilea rând, al patrulea rând. Da.
Hai să vedem ce diferență de este între apa de la Cupra și cea de aici de la San Benedetto. După cum v-am zis, n-am stat niciodată aici. Dar se vede frumos aici, fii atentă, e? Da. Curat și aici au făcut dimineața, se vede că... Nu sunt alge, da, e bine, curat. Dar uite câtă lume e deja în apă, fii atentă. E, da, așa e dimineața, tati. Mamă, dar ce curată e, fii atent. A, și e același sistem, apa. Te duci mică, 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 pe urmă crește către pietre acolo. Da, 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 unde nu atâta oamenii acolo. Da, curată. Vai, de bine. Frumos, ia uite lume ce e încolo. Ma. Mamă mia. Și cu toate că ies mai târziu, mai pe la 10, așa, te vezi și eu mai încolo. Deja e caldă. Da, tati, da. Hai să mergem să facem și noi, să bem cafeluța, brioșa, micul dejun, de fapt, că pentru cei care nu știu, în Italia micul dejun e mai diferit ca în România. În România este cu un nou repede, cu omletă, cu un pic de brânză. Aici avem cappuccino, cafea, un corn. Aici e cappuccino, cafea, cornul, așa e micul dejun în Italia, notat? Da, e mai bun. E mai bun, nu că e cu dulce. Nu! Da, de ce? Nu știu ce e ăla, uite-te tu, tată. Ce? Da? Ce era, crab? Nu știu. Nu m-am bine. Frumos e, se vede frumos. Aparte că este ora 8:30 dimineața, aproape 9, și n-are nimeni nevoie de bârâitul ăsta. Deci și umflă colace aici, saltelele, ce mama naibiș mai umflă ei. Zici că fac micul dejun la colațiune, la vulcanizare. În sfârșit a tăcut, vreau să vin cu o văicăreală, cum îmi ziceți voi mie aici că mă văicăresc. Deci dita mai chestia, nene, adică cu dita mai plaja și cu o mie de umbrele, vii și cer 3 cornuri de-astea cu ciocolată. N-are. Nu are. Două cu marmelată. Am cerut 2 cu marmelată. Nu avem 2, avem decât 1. Adică, n-aveți cum să-mi ziceți voi mie că sunt eu figurant la așa chestie, să n-ai tot ce trebuie să servești clienții, da? Nici aveam multe, la noi 3, cred că mai rămas vreo 4. Am mai rămas vreo 4 cornuri și... Din ala, gen ala de pâine, nu știu cum, așa. Da. Italieni ăștia. Măcar avem un plus astăzi, avem muzică. Frumos. Nu ne plictisim, nu? Altceva. Alle 10:20 qui a Rivamare davanti all'ombrellone dell'animazione per il nostro risveglio muscolare. Hai che am venit să iau telefonul și portofelul. Am fost în apă până acum. Deci a venit la lume de fai de capul meu, e jale. Și să reduc banii Izabelei și Alinei, că e o tarabă aici, este un nene care vinde costume de baie și au găsit și ele ceva acolo să-și mai cumpere. Ia uitați lume. Vai de capul meu. Mai multă ca ieri la Cupra Maritima. Și mai avem și muzică pe de altă parte. Da. Am avut eu neplăceri dimineață cu colațiunea, dar acum e cât de cât ok. Ia să vedem și au găsit sau sunt tot în căutare. Și ăla e frumos. Nu? Da. Și tu ți-l ia la cu... Și ăsta e. Dar ți-ai găsit mărimea ta? Da. Ia uite ce e aici. Mare de costume. E... Cât a zis că este unul? 8 euro. Dacă e 2, 15. A, dacă e... Dă-și aici pe plătești 15 și faci reducere 1 euro. Nu e vorba de bani, dar sunt frumoase. Hai. Încă o dată, veniți la San Benedetto. Veniți la Grota Mare, la Cupra, la toată zona asta aici de marchi. E super. Gata, hai să mergem la... La odihnă, nu sunt prea mari activități, că n-avem ce face decât să stăm pe șezlong. Ziceam că nu sunt prea mari activități, că
Așa e la mare aici. Mai pe silențiu. Bine, azi avem muzică. Da, Alina zice că n-am vrut să mă joc aici. De ce nu te-ai dus tu? Da, dacă ca numai bărbați. Numai bărbați, nu? Cu mingile astea aruncă nu știu ce. Te aducă la gaură. Se cheamă boce, jocul. Boce. Bo. În soarele ăsta nu mai... Numai prăjeală nu-mi trebuie mie. Alina zice că apa de aici... Da, nu e așa. Nu are atâta sare în ea, nu e așa sărată. Și așa e că nu te ține în sus ca la... Și nu-ți rămâne pe tine, știi? Ca la Cupra. La Cupra rămânea și pe pior așa să-ți faci, da, să te clătești. Și nu te ține nici în sus așa când vrei să faci plută, știi? Și e diferență doar de 10-12 km. Nu știu de ce fenomenul ăsta. Hai că înțeleg mai la distanță mare, da, dar așa aproape. Care știți? Lăsați în comentarii de ce e diferența asta așa de mai multă sare, mai puțin în distanța asta așa mică. Ah. O, altceva. Altă viață și a spălat păcatele de azi de dimineață. Și la pahar de ciob. Lasă jos tatipul asta. Dar nu știu cum ți-a dat în pahare cu ciob. Dacă zis că poți să le iau și poți să le duci. Și după să le duci înapoi? Bă. E bună măcar? Mi-a zis că nu este chiar așa. Nu chiar tare. Care gen un pic mai groasă. E un pic mai așa. Da? Da. Este că nu curge, uite. Nu. E destul de bună. Bună, 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 bună. Gata, am plecat acolo pentru prânz, pentru că ați văzut dimineața ce inconveniente am avut și nu mai vreau să mai întâlnesc așa ceva. Așa că ne-am pus la o masă la o altă terasă din asta. Păcat că n-am nimerit-o din prima, dar asta e. Acum avem șezlungurile plătite acolo, să ne întoarcem acolo după ce mâncăm. Așteptăm să ne aducă meniul, să comandăm, să vedem ce au la meniul astăzi. Hai că ne-a adus prima dată bruschete cu pește cu alice, cum îi spune? Cu... Amsie, da. Cu legume așa condite și un pic murate, acrișor așa, băi, mamă, nu, n-are gustul la puturos de pește. Bun, e rău de tot. Și primul fel, după acele bruschete care au fost fenomenale. Da, eu n-am mâncat decât două să poți să... Da. Și avem spaghete a la vongole, care asta am mâncat și data trecută la Ravena acolo, da, știi? Mama, și au fost bune rău de tot. Bune rău. Dar pasăre încă frig. Ia uitați-vă ce am făcut aici la cochilile astea. Dezastru. Deci, bune rău, adică nota 210, ce ai? Și ultimul fel, coțe marinate. Sper să fie și astea bombe ca vongolele care au fost bune, dar după cum arată, eu zic, îmi vine să rămân. Sunt bune rău? Mamă, îți mai bune ca la care le faci. Da, păi normal, dar ce vrei să fiu eu profesor? Alu ăștia îți bune. Da? Bune rău, nu? Nu veniți la San Benedetto, că nu e nimic bun. Mergeți la Carrara, mergeți la Carrara. Il Pescatore se numește, da? Aici în spate. Dar pot să spun că... Pe românești am mâncat de pomine. Adică... N-avem ce să comentăm. Nota 10 plus, nota 200 plus. Și prețurile sunt astea. 88 de euro în total. Copertul cât a fost? 9 euro, 3 euro, da, de persoană. Euro. Restul a fost 63 meniuri, 20 de euro meniu și plus băuturile 11 euro. Deci în total 88. Super. La cât a fost de bun? Da. Bombă. E ora 5:20. Mai facem o baie. Mai stăm până pe la 6:30. După care facem un duș, nu? Și pe la 7:00 și un pic o luăm în sus. Că noi aici suntem un pic în jos. Îți vine costumul? Cum e? E bun? Bine, foarte bine, da. Dar ce colorat te zici că ești una... Estra gitana, zamana goriana, locul un de aranzascolo. Bela, bela? De la circa, ce vrei să spui? No, glumesc. Lumea e puhoi, căldura e pe noi,
Nu, sunt decât 33 de grade, dar se simte... Pe la 40. Și tu, Izabela, cum îți vine costumul? Foarte bine. Belo, nu? Da. Izabela se duce să-și ia la revedere de la mare. A trâns bagajelul, mergem, facem un duș repede și a căsit că s-a furat cam mult. Hai, Izabela, hai, știu că îți pare rău, dar n-avem ce face, tati. Hai, ne vedem la anul mare. Fetele s-au dus în aprozar să-și ia prune. Vă arăt imediat de care prune, că la noi în zonă nu găsesc prune din astea. Hai, v-ați cumpărat gata? Da. Ia, cum sunt prunele? Și-au luat prune de aici pentru că la noi în zona acolo nu găsesc prune din astea ca ale noastre românești. Și Alina îi plac prunele noastre românești. Chiar mănânci una, vreau și unul. Asta așa. Ei, la noi în zona acolo... De Piacenza, în Emilia, Romania, nu prea găsiști. Oamenii din zona de acolo nu le plac genul ăla de prune. Da. Tu, Izabela? Sunt bune rău. Am mai luat? Nectarine și pepene galben. Da. Hai. Că deja s-a făcut 7. Mai avem vreo, dacă strada e liberă, 4 ore până acasă. Stăm bine. Stăm la semafor și Alina zice: ia uite ce e în pomii ăștia, baby. Portocale ce să fie, dar cine să le mănânce aici? Dacă era pe mâna românilor... Deci eu de obicei carne de oaie nu prea mănânc decât pastram sau cotlete de berbecuț. Dar astea așa, carne de oaie mai bună ca asta n-am mâncat niciodată. Să vă arăt aici un magazin cu încălțăminte. Aici n-are nimic pe raft, totul este afară, toată vitrina. Tu te uiți, ți alegi și chem vânzătorul și ți aduc tu ce numărul care vrei, ce număr porți. Iubitor de Coca-Cola, luați și minunații.